este cea mai folosită întrebare din lume. În întreaga lume există o întrebare, cea mai folosită, toată lumea o folosește. Ia uite, asta este, ce faci? Și răspunsurile sunt cam la fel, adică sunt la fel, bine, foarte bine, sau rău, sunt unii care... La noi însă avem niște răspunsuri extraordinare. Fiți atenți, la întrebarea, ce mai faci? Răspuns, ce te interesează? Poate e prieten, vrea să știe, măi, ce? Ăsta rău, dacă mi s-a întâmplat, să mi se întâmple mie, nu? Ce trebuie să-i spun lor, la ce mai fac? Da, te-am întrebat prietenește. Înghițiți-ai limba să-ți o înghiți. Nu m-ai întrebat nimic, salută-mă, sau nici nu mă saluta. Fă așa. Că noi suntem așa mai triști, așa, mai, nu mai avem nici chef de glume, gata, cu bancurile. Ce bancuri știi? Parcă am devenit oameni preistorici. Dacă te vede unul din altă parte, care nu te știe, din alt oraș, cum vorbești, și zice, ce e ăla, mă, doctor, păcat de carte. Ce mult a învățat, săracu, vezi, nu mai... Dar este cel mai frumos răspuns la ce mai faci este ăsta. Nu așa bine ca tine. Ia închipuiți-vă că dai peste unul care e... Nu așa bine ca mine, chiar m-ai prins. Astăzi chiar făceam foarte bine. Am ajuns la serviciu. Ca lumea, la ora 9:30 mă sună de la spital. Și domnul, de, soția noastră e în spital. Ia auzi. A intrat cu mașina într-un copac. Mașina cui? Că eu n-am mașină. Păi aia, că a urcat săraca într-o mașină crezând că are mașină. Și că am aranjat picioarele, noroc că a intrat în spital, că i-au găsit aia aprindere la plămâni. Și noroc că i-au găsit aprindere la plămâni, că în felul ăsta au operat-o de apendicită. Doamne, a trecut o oră, iar sună de la spital, că fac bine, asta e. Tot domnul, tot, de la spital vă sună. Ce s-a mai întâmplat? A plecat mașina? Nu, a venit fiul matale mai mare. Ce a făcut ăsta, domnule? El a plecat să joace cu mingea. N-are minge, că i-am spus, e înțelegător. I-am zis, bă, băiatul, tati, n-au bani. Dacă vrei să te joci, du-te și tu pe stradă așa. Imaginați-vă, mă, ce vrei să stai ca fraierul, du-te și tu, hai, dă-i așa. L-a văzut un polițist care mergea cu mașina. Și ce-o fi zis, bă, ăsta vrea să atingă asfaltul și nu poate să plece. Și a pus frână, în fața băiatului. El n-a știut care-i frâna. El a intenționat să-l apese pe accelerație, dar era prima zi pe traseu. Că i-a zis, a pus frână, că i-a zis șefului, pleacă, bă, frână pe traseu. A dat și un cap de parbriz, a rămas uimit. Are și parbriz mașina asta? Și a văzut cucuiul. Uliu, uite ce cucuiu. N-o fi creier aici? A coborât. L-a luat pe ăla în brațe, pe fiul meu al mare și s-a dus la spital. Același doctor, ieșise din operație cu nevastă. Pac, i-a și făcut o injecție, dar era obosit și a făcut în mână. A căzut doctorul. S-au uitat ei doi polițiști de fiul meu, lasă-o, domne, în pace. Dacă i-a făcut lui plăcere să doarmă, las. A plecat fiul meu, a plecat și polițistul. Ăla a plecat cu liftul, polițistul. Scria, liftul nu există, dar el a văzut gol acolo, s-a dus. Chiar întreba lumea, ce e, vă sală de repetiție, operă, ceva? Până jos s-a dus tenorul săracul. Acum trebuie să-i plătești și gipsul. Ia vezi, ce a căzut? A căzut falca, a? Acum trebuie să-i plătești gipsul, na? Adică nu gipsul, tabla, că a zis, pe mine nu mă băgați în gips, că eu sunt tablagiu, nu... Să-l vezi tot în tablă, zice mai mare dragul, zici că e Robocop. Ia uite așa umblă pe stradă. Să te ferească Sfântul să dea un trăsnet. El a și zis, eu-s trăznit oricum, dar eu știu. Dacă mă atinge, zici că-i coș după aia. Așa e să fumă.
Dom'le, n-a fost asta toată ziua, că după vreo două ore iar mă sună de la pompieri. Domnul, dumneavoastră ați locuit pe strada Salcâmului numărul 26? Nu, nu, acolo stau. Nu, nu, că e... E crocantă treaba, nu e... De la ala micu. De la ala micu. I-am spus nevestii, băi, învață-l, mă, era gazul, uite, să prindă. El s-a luat după bunicul, că și ăla minte de-a lua la micu. Că i-a zis, vreau un ceai. Și săracul s-a dus să caute ragazul prin casă, na. A găsit până la urmă ragazul, dar a făcut casa o vâlvătaie. Ce să spun, noroc cu el, că așa l-am găsit pe bunicul. Dormea sub covor. Nu l-am găsit înainte, l-am găsit după. Culmea, că a avut soacra asta o gură, că așa s-a potrivit. I-a și zis, arză-te-ar focul. Așa s-a dus domnul. Ce gură a avut aia, auzi? Nu așa bine ca mine, a? Nu așa bine ca mine. Ei, când s-a terminat serviciul, atunci am avut o mare revelație. M-a chemat șeful, a zis, bă, ești extraordinar. Îmi place cum muncești, ești un om extraordinar, de mâine nu mai vii. Nu așa bine ca mine. Deci, lumea este fericită, ce? Însă, noi avem pe aici, pe acolo, ne mai plângem așa. N-ați văzut? Ia uitat. Vrem un an întreg să venim la mare. Venim la mare, ne arde puțin soarele, Am văzut ieri pe cineva ars de soare. Vreau să vă spun, știți cum mergea? Pleci acasă? Na. Mă duc și mâine la plajă. Am două zile atât. De dimineață de la 9 până seara la 9. Cu targa îl întorc. Așa era. Ia, închipuiți-vă, vii pe litoral, faci plajă și faci și o cură de slăbire. Cu nenorociri din alea, cu soluții. Mesteci și înghiți. Și... Că dacă miști cămușchiul, normal că muncește, nu? Că au apărut fel de fel de cure de slăbire. Ce interesant. Cură de slăbire, la feminin. Cum s-ar zice la masculin? Mai prostii aveți în cap. Uite, numai la prostii vă gândiți. Nu poate omul să spună nimic. Gata. De ce zice cură de slăbire? Pentru că, în general, după ce le lua pe astea, e jale de... N-ai cum să slăbești dacă nu iese, că na. Dacă te prinde pe plajă, hai să spunem așa. Adu-mi și mie un hot dog, te ridici de jos. De unde să-l iau? Păi uite de acolo. Bine, am plecat. Opa! E, ce faci? Marea e acolo, hot dog-ul e acolo, cea mai bună treabă să faci o gaură nisip. Dar cine se mai ridică de acolo? Cel mai bine este să vii la mare și să te îmbeți toată ziua, să n-ai treabă. Te îmbeți, umbli... Că nu trebuie să mergi neapărat înainte, lateral, cât mai mult. Și iarăși înapoi. Și ai ajuns în același loc, iar o iei. Ce să ia, mă, doi licurici? Pleacă, mă, n-auzi? Nu, nu, uite, doi licurici vin spre mine. E mașina care aranjează plaja. Pleacă, n-auzi, te calcă ăștia. E, omul se mai plânge, ce mai? Sunt probleme. Era un bătrân de 93 de ani care se plângea tot timpul. Zicea... La toată lumea, fel de fel de treburi din casă. Când o zi vine fiul și zice, tata, uite, care e chestia, că mă scos din sărite. De ce te plângi, domn? De ce te plângi, domn? Adică nu, eu spun că eu muncesc de dimineața până seara să-ți fac bine, nu? Să aduc în casă să nu-ți lipsească nimic. Că eu să fiu matale, nu? Uite-te la mine, cine sunt eu? Cine sunt eu? Las că nu știi. Deci... Să fiu matare, spune-mi, de ce te plângi? Ha?
De ce te plângi? Îți lipsește ceva? Nu, nu-mi lipsește nimic atâta timp cât trăiești tu. Dar după aia... Bătrânii sunt optimiști. Ei sunt optimiști. Adevărat. Eu cred că optimiștii se împart în trei categorii. Prima categorie e cei care cred că va fi mai bine. A doua categorie e cei care s-au învățat. Și a treia categorie, tâmpiții. Cine sunt tâmpiții? Ăia care, s-a scumpit benzina și o să mai scumpească, măi! S-a scumpit carnea și o să mai scumpească, măi! Voi, o să crească devalorizare, măi! Culmea, legile după ăștia să fac. Toată lumea se întreabă, dom'le, de ce pleacă lumea din țară? Haideți să facem un test, nu e nicio problemă, facem un test. Haideți să vedem care sunt câteva capitale ale lumii. De exemplu, Washington, capitala cui este? America. Buenos Aires. Argentina, uite, cine știe fotbal. Lisabona. Portugalia. Helsinki. Finland. Oslo. Ce capitală are... Africa de Sud. Cum? Johannesburg. Deci, cei care știm capitalele, suntem aici. Care nu, au plecat să le vadă. Ia să... Căci că din cauza că tot timpul... După 90 încoace, așa, au cam intervenit niște probleme. Ba pe aici, ba pe acolo, omul s-a mai întristat așa, oarecum. Deci, e mai trist, e mai... Și că plânsul noi l-am inventat. Dar nu este adevărat. Nu l-am inventat noi. E mult, mult, mult dinainte inventat. Era într-o împărăție unde era un palat mare, era un împărat. Într-o zi trece pe lângă palatul împăratului un tip cu oglinzi. Striga, ia oglinda neamule! Ia oglinda neamule! Erau ceva neamuri cu împăratul. Împăratul trimite pe unul și zice, ia du-mă ce are ăla acolo, să văd și eu. Vine cu oglinda, se uită împăratul în oglindă. A început să plângă. A plâns 3 zile și 3 nopți continuu. Sfetnicul lui a început și el să plângă. Împăratul, după 3 zile și 3 nopți, a terminat. S-a oprit. Sfetnicul plângea. A patra zi, a patra noapte, a cincea zi, a cincea noapte. Împăratul zice, băi, ia stai puțin. Ia oprește-te. Eu înțeleg să plâng. M-am văzut în oglindă, am văzut cât de urât sunt. M-a bușit plânsul. Dar tu de ce plângi, bă, mai mult decât mine, mă? Măria, da. Matale, te-ai uitat în oglindă de 3 minute și ai plâns 3 zile și 3 nopți. Dar eu care te văd de-o viață, lasă-mă să plâng mai mult. Ce fac aia care au mulți copii? Ce să faci? Când ai mulți copii? 10 copii. Cât săpun poți să ai în casă? Acum ce faci? Te apuci să cumperi săpun? Iei un săpun, nu? Că nu mai e ca pe vremuri. Se duc toți la râu și bagi acolo. Care scapă e al tău, care nu. Tot al tău, e firesc. Nu, iei săpunul și te uiți la ea mari. Pe aia trebuie să... Aia pleacă în armată, să căsătoresc. Aia trebuie să-i speli. Dar pe aia mici... Ce faci acum? Dai bani să-i speri pe aia mici? Nu. Ia voi, plecați și voi, hai. Hai, plecați la școală. Nu vă văd, până la prânz cel puțin să nu vă aud de acasă. Mai sunt câteva învățători în astea rele care cheamă la școală pe părinte. Domnul, copilul noastră pute. Spălați-l. Și atunci părintele zice, normal, că șapără progenitura. Doamnă, nu-l mirosiți, învățați-l. Vă rog eu, de-aia îl trimite. Oricum, copiii rămân puii noștri. Ei sunt cei care ne duc pe noi mai departe, nu? Ei se înalță, noi ne aplecăm. Dar ți-e drag, așa zici, uite-l mă, e al meu. Vă dați seama? Vă dau așa un exemplu. Vă dați seama? Toți părinții sunt mândri de copiilor. Fiecare copil face ceva, nu se poate. Dar dăm așa un exemplu. Vă dați seama ce mândru poate fi tatălui Hagi, nu?
Toată lumea zice, Nehagi, eu am văzut la televizor. Și toți părinții sunt bucuroși că au copii. Copiii sunt ca niște boboci. Sunt ca niște boboci. Și ca orice boboc, dacă nu-l îngrijești, nu-i pui apă, nu-l, să usuc. Dar când înflorește, am florit neamul, mă. Ia uite, mă, al meu e. A dus pe plajă când vin, că sunt mici, de-abia merg. Că sunt mai mari, gata, nu ne mai iau. Cine e ăla? Nu știu. Da, cred că e firesc, adică nu e. Că noi, na, ne îmbătrânim, firesc, gata, s-a terminat, nu mai, este ca om, că o mai scap, că na, nu ești. Adică o prostie, nu vă gândiți la ce. Noi de prin 1990 încoace trecem printr-o, ne-am constipat, ăsta este adevărul. Avem o atitudine foarte bună, pozitivă, vis-a-vis de ce se întâmplă cu noi, cu tranziția. Pentru că dacă n-am fi constipat, ei, un om constipat nu merge liniștit, n-are treabă. O să străbatem tranziția foarte repede. Dar dacă nu am fi constipat, dacă ar fi zăpăciți la burtă, bulbuceală, nenorocire, cum am merge? De ce? Că trebuie să fii concentrat. Să te gândești cum să încordezi toți mușchii. Aici nu-i ca în tenis, numai e mâna și asta. Sau ca în fotbal, numai e picioarele. Nu, aici e tot corpul. Până și mușchii de la gât trebuie să-i ții încordați. Dacă un singur mușchi, mușchiuleț, unul amărât de care nu ții cont, nu-l încordezi, s-a dus, s-a terminat. Iei tranziția de la capăt. Sunt fel de fel de probleme. Fiecare are problema lui. Vine o femeie la doctorul stomatolog și zice, domnul doctor, am o problemă, mă doare o măseaua. Doamnă, uitați, vă rog să stați pe scaun, deschideți gura să văd măseaua. Doamnă, vă rog să deschideți gura, că n-aveți ce să deschideți ca să văd măseaua. Vă rog din suflet. Prin altă parte nu pot să mă uit să vă văd măseaua. Deschideți gura, doamnă. Doamnă, hai deschideți gura, gata, e acolo, trebuie scoasă. Nu, 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 nu scot măseaua, decât să scot măseaua mai bine, fac un copil. Păi atunci hotărâți-vă, doamne, să știu și eu cum așez scaunul. Vă rog foarte mult.